cunoscut pe domnul comisar general de la Garda Națională de Mediu, domnul Fabian Perceanu. Ne bucur în prezența domnului comisar la noi în județ. După cum am spus, de două zile de sus la noi în județ, ieri a avut o vizită în județul nostru, a avut niște imagini care noi nu le-am uitat deloc și ne fac cinste aceste imagini. Domnul comisar a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor conform protocolului stabilit cu Garda de Mediu, unde a transmis câteva recomandări. Am avut o ședință la instituția prefectului, o ședință informală, cu măsurile ce trebuie luate pentru a diminua acest fenomen, să zic așa, care nu ne încântă deloc și eu sunt gândit de acele imagini cu deșeuri și cu gropi legale care practic există la noi în județ și nu cred că există în acele localități și este o situație generalizată. Am încredere în domnul comisar pentru că dânsul la nivel de București din eforturile făcute București arată altfel, să sperăm că și nu are indos cu măsurile indicate de domnul comisar. Este ceva timp și la noi să fie făcută. Avem nevoie de un mediu înconjurător cât mai curat pentru noi, pentru copiii noștri, pentru planeta noastră. Totuși trebuie să plece de la noi ca și fiecare cetățean, de la noi ca și fiecare instituție în parte pe care o ducem, de la fiecare comunitate strategică teritorială, de la mic la mare, interesul de la tuturor. Îi dau cuvântul lui comisar. Vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Vă mulțumesc și vouă pentru că sunteți prezenți și arătați interes față de partea asta de mediu. Am fost profund sensibilizat să observ că un număr foarte, foarte mare, foarte mare de sesizări au venit din rândul cetățenilor, din Doș, în mod special din Craiova. Am ajuns să iau o mapă mare, care dimineață de aproape 1000 de pagini și câteva sute de sesizări și cumva sesizările din Craiova ajung să cântărească cu cele din București. Asta înseamnă că avem o populație foarte implicată pe durată de mediu, o populație cu așteptări foarte mari și noi cumva încercăm să le împlinim doreanțe. Modelul aplicat pe București și la care am căzut de acord și cu domnul prefect și cu celelalte autorități locale a avut succes pentru că a mers pe prevenție. Nu totdeauna amenziile și alte instrumente de, să zic, de tortură autorităților au dat rezultate, dar am găsit foarte multă deschidere aici și am reușit cumva să ne focalizăm pe câteva elemente care ar avea efecte pe termen mediu și lung, dar și scurt. De exemplu, pe ceea ce privește calitatea aerului. Avem câteva zone destul de poluate în județ, în mod special Craiova. Avem câțiva poluatori olfactivi, cum ar fi depozitul de deșeuri, incendierile, depozitării legale de deșeuri, pe care le-am văzut în teren, nu e greu să le observ pentru oricine, am mers la locul respectiv și sunt soluții. Ce putem să vă spunem este că am găsit un parteneriat cu jandarmeria, cu Poliția Română, cu Prefectura, cu APM-ul și încercăm să aplicăm aceleași metode pe care le-am aplicat în București și Ilfo pentru soluționarea problemelor de aici. Vom fi în teren cât de mult. Personal, voi veni aici să stau și nu uităm dacă se poate și să mergem să avem acțiuni directe în teren. Voi face ca Garda de Mediu, deci să fie proactivă și nu reactivă, cum a fost prea acum, din păcate și îmi cer scuze în fața oamenilor din Craiova și din județul Doș. În mod oficial îmi cer scuze, pentru că această Gardă de Mediu n-a fost proactivă, ceea ce se va schimba din săptămâna viitoare. Tot în săptămâna viitoare vom avea niște controle destul de puternice în județ,
ca să vedem care sunt deficiențele, unde se depozitează ilegal, unde se arde ilegal, ce putem face, ce soluții găsim de comun acord cu autoritățile, astfel încât să limităm disconfortul creat cetățenilor și să oferim și soluții cetățenilor vis-a-vis de depozitările, mai ales cele din mediul rural. De asemenea, sunt bucuros că cumva se încheagă o mișcare de masă în rândul cetățenilor din Doș, respectiv Craiova, prin care ei își doresc să devină voluntari de mediu. Sunt două localități unde am mai întâlnit, în afară de București și Cluj, unde avem asemenea demersuri din rândul cetățenilor și asta mă bucură foarte mult, pentru că cea mai mare parte din zona de informație vis-a-vis de infracționalitatea de mediu vine din rândul cetățenilor și cumva ne ajută foarte mult ca instituție. Și atunci vom face demersuri și în acest sens, să nu avem doar ochii instituțiilor în teren, ci să triplăm numărul de ochi care se ocupă de mediu în teren prin intermediul voluntarilor. Încă un punct care eu îl găsesc ca fiind îmbucurător este că am făcut un plan scurt de acțiune cu instituțiile statului, respectiv jandarmeria, poliția, garda de mediu care pe mâine am înțeles că devine proactivă și vor acționa pe teritoriul județului, în mod special pe Craiova, cu parcurile directe în teren pentru prevenție și combaterea infracționalității. Lucrul acesta sper să devină vizibil, o să vin aici și aștept din partea cetățenilor reacții și să sesizez cât mai multe, astfel încât să creăm o hartă a infracționalității la nivelul județului. Dar ați stat de vorbă cu primarii din localitățile unde ați fost ieri și la Dăbulin și Bechet? Am fost în viteză. Am observat de la stradă ce se întâmplă și cumva nici măcar nu erau depozitări ascunse sau greu de văzut. Nu, erau depozitări ușor de văzut, ușor de identificat. Înseamnă că autoritățile au lipsit acolo, cumva, adică putem sta în birouri și să ne facem că intervenim ceea ce s-a întâmplat până acum. De fapt, noi trebuie să fim în teren, nu să așteptăm sesizări, ci să fim un pas înainte a celor care sesizează și a celor care fac conduc la preinfracționalitatea de mediu. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat, de asta am cer scuze din numele Gărții de Mediu. Domnul Călin, am văzut că avea, deja nu a venit? Am crezut că a fost invitat la eveniment, că i-am văzut numele trecut, dar a dispărut de vedem tehnic. Da, eu reprezint garda de mediu în acest context, pentru care încerc și scuze a treia oară, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu garda de mediu la Doș și voi fi aici prezent în persoană ca să... Nu am făcut niciodată controle acolo? Nu am făcut niciodată controle acolo? Eu nu am văzut. Acum vor veni colegii mei care vor face un control și pe activitatea gărzii de mediu și pe alte obiective importante din județ pe care le-am găsit în sesizări și vom face niște concluzii. Până atunci vom interveni direct cât mai curând zilele acestea în teren să ne facem simțită prezența. Da, aveți soluții să rezolvați problemele din Doș, că vorbim de Doș acum, adică... Problemele din Doș sunt similare în cele proponențe. Încercați și faceți de rușine pe rețeaua de socializare, să le dați direct amenzi. Românul înțelege de vorbă bună și se cumințește, nu mai poluează, sau trebuie sancționat drastic ca să înțeleagă lucrul ăsta? Vă rog. Ne trebuie o strategie. Nu putem lucra haotic așa, cu presiunea momentului. Și există o strategie care nu e a noastră, e strategia oricărei instituții din lume care vrea să mișoreze impactul negativ al unor probleme. În multe locuri sunt și probleme sociale, nu sunt doar probleme de poluare. Avem probleme administrative în competența autorității locale, asta e vizibil. Când lași lângă primărie sau cu acordul tacit al primăriei să se instaleze aceste depozitări, să facă aceste depozitări, ceea ce facem noi este să mergem către primării, vom trece prin sit aceste primării cu alternative, amenzi sau salvizare. Așa cum s-a întâmplat și lângă București, o stat de centura Bucureștiului, cred că e proverbial din depozite ilegale, pe acum s-au ocupat pe sute de hectare să curățe. Nu s-a întâmplat asta niciodată în istorie. L-am dat alternativă. Plătești?
sau datorită ce faci curățenie, te implici și primarii cumva au prins gustul ăsta, poate și un aspect politic și de mândrie personală a primarului, mă interesează mai puțin aspectele acestea, mă interesează confortul cetățeanului care mă plătește pe mine ca să fiu în fața dumneavoastră astăzi. Asta vom face și aici. Aplicăm aceeași metode care a dat rezultat. Nu va da rezultate, desigur, alte soluții. Dar în momentul în care sub o presiune mult mai mare, la volume mult mai mare de depozitări în București, vă va da rezultate cu primari mai încăpățânați decât aici, vă spun sincer, cred că vom avea și un succes pe termen scurt. Să înțelegem că altă lucrurile și va avea toată garda de mediu va avea modificare. Acolo, punctual acolo unde merge. Oricum, noi ca instituție suntem într-un plan de reorganizare și cred că această reorganizare ne va da, ne va impulsiona ca angajate gărzi de lege să fim proactivi. În speță cel care poate fi schimbat dacă garda de mediu era neproactivă, eu sunt acela, primul pe listă. Și vorbim de Doci. Vorbim de Doci, eu cred că domnul comisar șef are timp să fie proactiv, nu are timp să fie proactiv. Vedem, nu mă pot pronunța, se vor pronunța colegii mei în urma unor controle persoane interne în cadrul comisariatului și în teren. Nu pun nicio presiune asupra colegilor, ei vor decide, vor vedea prin contracte care le vor efectua cum stăm la garda de lege. La prima vedere stăm foarte bine. Asta e impresia mea personală. Mai avem o întrebare. Ceea ce se vede acum în teren, practic, sunt niște efecte ale unui mod de gestionare a deșeurilor mai defectuos la nivelul județului Doș. Altă problemă este și groapa de gunoi. Probabil că și prin rezidentele dumneavoastră sunt multe care se referă la propunere de a muta groapa de gunoi. Cum vedeți această rezolvare? Care este totuși mai... După sănătători, vom avea după care va face un controlator. Eu personal am fost acolo ieri. Sunt aspecte care mi-au displăcut total. În primul rând, disconfortul este extraordinar de puternic, o pot compara cu groapa din București. De aceea sunt niște măsuri pe care eu nu le voi impune și vor veni în urma unui control, dar sunt de bun simț, precum acoperirea cu pământ al fețelor care în momentul de față sunt descoperite. Administratorul gropii depozitului respectiv, depozitului conform, va trebui cumva să-ți spele păcatele cu acțiuni foarte rapide de, la nivelul zilelor, dar în media unele deficiențe, de a veni în folosul comunității care a creat un disconfort ca o reparație morală și are mult de muncă. Are mult de muncă. Și cred că vom vedea în urma controlului niște situații, niște soluții pe care, va trebui să le accepte, altfel, ajungem într-o zonă care nu este convenabilă administratului respectiv, sub nicio formă. Vă gândiți și dumneavoastră la acest demers privind urmarea grupului de gunoi de unde este urmată? Soluții tehnice nu sunt eu avizat să dau, nu este gata în mediul să dea, avizată să dea soluții tehnice. Ca principiu, relocarea unui depozit de asemenea dimensiuni presupune un disconfort mult, olfactiv cel puțin, mult mai mare față de închiderea celulor respectiv, tehnic vorbind. Tehnic vorbind înseamnă să scoți tot gunoiul ăla, cu tot cu levigat, să nu ți-l lasă față. În momentul când l-ai scos, mai ales pe, pe celulele deja etanșeizate cu pământ, și care au un sistem care absorb gazele de, groapă, înseamnă un disconfort, o explozie, ca și cum ai umbla cu bătrâni în ceva. Ca să vă dau așa, în termen de cât de se poate clasic. E o soluție tehnică posibilă, dar cu daune majore și costuri și disconfort olfactiv pe comunitate. Mulțumesc!
nu o solicit care s-a dat ajut. Gropile, depozitul de atâmi le avem în București 3 mari. Dacă am fi avut soluția asta, pentru că Bucureștiul se extinde și ele deja fac parte din zona metropolitană, am fi făcut-o în București de mult. Nu e o soluție, din păcate. Tehnic oricum. Indiferent de ceea ce ne dorim. Eu stau în un asemenea de poli în București. Știu ce înseamnă, mă mâncat nu se poate sta în imediat, am simțit. Îmi simt în fiecare zi când deschid geamul. Dar există soluții pe care, sub presiune și în baza legii, administratorul le poate lua. Și disconfortul poate să scadă în parametri acceptabili. Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb dacă știți de situația unui primar din Vâlcea, a trimis astăzi în judecată Lăcusteni, din localitatea Lăcusteni. A fost trimis în judecată pentru că a accesat fonduri europene pentru rețeaua de apă și a adus alte probe dintr-o altă localitate, pentru că apa din localitatea respectivă nu era conformă, avea mult peste limita normală. A adus dintr-o altă localitate vecină probe și acum s-a descoperit că totul era, a venit cu documente false, cu probe false și a fost trimis în judecată. Ați auzit de situația asta și dacă... Nu a ajuns încă informația la mine. Vă mulțumesc că mi-ați servit această informație. Nu face parte din activitatea Gărzii de Mediu. Vreau să vă întreb și dacă ați mai auzit de situații de localități de genul unde apa nu este conformă și... Categoric. Am mers și până să ajung la Garda de Mediu am făcut lucrul ăsta ca și voluntar, ca și activit de mediu. Există localități în care primarii recunosc oamenii mei din localitate nu beau apă din puțuri, nici măcar la animale nu beau apă din puțuri de aici, aduce cu cisterna din altă parte. Sunt comunități prospere din zona de legumicultură, dar prin faptul că au pus de-a lungul timpului foarte multe îngrășăminte, apa este total neconsumabilă și atunci se aprovizionează cu apă din altă parte. Din nou au recunoscut asta, dar instituțiile statului au luat probe, au verificat, au venit la niște concluzii, niște studii și asta este situația. Ceea ce a făcut domnul Grinar, dacă după cum spuneți, și eu fac ilegal, cu consecințe penale. Pentru domnul prefect, aș avea o întrebare. În urmă cu puțin timp, ați fost martorul unui incident de mediu alături de domnul ministru al mediului. Ați urmărit acel subiect? Au fost amendați? S-a întâmplat ceva cu acea situație? La Poiana Mare mă refer. Da, am plănuit. Exact asta am și discutat cu domnul comisar înainte. La vizită domnului ministru, pe cer, noi eram și vizitam un teren degradat din zonă, pe o parte peste drum de noi era un fund mare, câteva familii romi se duseră foc la cauciucuri. Da, deci atunci am intervenit imediat, am anunțat Garda de Mediu, am anunțat Jandarmeria, Poliția. Nu am ajuns noi la locul următor unde stabilisem cu domnul ministru la Becheț să ajunge, când deja Garda era acolo și luase toate măsurile necesare. Am intrat persoanele respective, s-a făcut procesul verbal de constatare cu poliția și poliția și datele. Ca și o completare la ce a spus domnul prefect, după ce terminam o acțiune într-o zonă în București, nici n-apucam să intrăm pe trafic, pe centură, că deja se aprindeau focurile în spatele nostru. Pentru că oamenii știau, o plecata s-a dus, ducă-te cu Dumnezeu, ne facem treaba în continuare. Le vedeam în oglindă deja, deci nu apucam să facem 5 km de acolo și s-a prindat. O dată, de două ori, o săptămână, atâta timp cât am stat 5 zile, 6 zile din săptămână pe capul acestor primari și comunități, în primele două săptămâni nu am avut efecte decât pe momentul în care noi eram acolo. În a patra săptămână, comunitatea din Sintești ne-a solicitat că vor să se vadă cu autoritățile, cumva să cădem la pace, ăștia au fost termenii. Ei se ocupă în comunitate de partea de arde ilegale și de depozitări ilegale, ca acestea să nu se mai întâmple, doar să nu mai stăm în poarta lor în fiecare zi. Pentru că era o rușine pentru ei. Nu mai le vedeau rudele, nu mai aveau afaceri, nu știu ce afaceri aveau, dar nu mai aveau afaceri.
Și sub, dacă atunci aveam 20 de focuri într-o zi sau 30 în comunitatea respectivă, acum, în momentul în care cineva aprinde, se duc foarte repede oamenii de acolo și roagă să stingă focul respectiv, dacă cineva nu stinge, atunci avea nu-i destulă. Și acum avem două focuri, sau un foc sau niciun. Deci rezultate sunt. Dar asta înseamnă să bagi în seamă comunitatea respectivă, să-i dea alternative, să o ajuți cumva să se dezvolte, să mergi acolo, pentru că trebuie să menționez în comunități în care niciun oficial nu a plecat vreo dată, eram ca niște OZN-uri acolo, nu știu, nu puteam să port haine sau sacou prea mult, pentru că nu aveam mască, pentru că nu făceam parte, nu aveam cu cine să discut. Dacă nu eram parte integrată, nu făceam parte din peisajul lor. În momentul în care am devenit parte din peisajul lor cotidian, lucrurile s-au schimbat. Dovadă că și alte comunități se pot schimba ca și comportament colectiv. Primările din jurul Bucureștiului au început să strângă deșeurile și o fac cu viteză mare de tot, au termene scurte, așa cum se va întâmpla și la Craiova. Ceea ce îmi doresc este că există niște similitudini comportamentale și de comunitate între București, Ilfov, zona apropiată metropolitană și zona Craiovei metropolitană, putem veni cu soluții de succes și să generăm aici al doilea pilon de bune practici pe mediu din România, pe care să le export la nivel național către celelalte comunități. Îmi doresc din tot sufletul și am găsit sprijinul aici. Avem un sprijin fantastic pe care nu l-au alte județe vis-a-vis de jandarmerie și poliție și putem profita de asta. Avem niște oameni care fac sesizări mult peste nivelul Bucureștiului, ca la via de locuitori, putem profita de acest lucru. Avem niște oameni care au așteptări și niște obiective pe termen scurt și mediu și le bifăm acum prin prezență în teren și cu ajutorul autorităților. Aș vrea să vă întreb că tot vine Paștele, 1 mai vor ieși foarte mulți la grătare, aveți un și plan noi. Pentru... Și noi. Aveți un plan pentru aceste zile? Bănuiesc că peste tot vor lăsa foarte multă mizerie. Da, ieșim în teren, dar ieșim ca să vorbim cu cetățenii, asta e cel mai important. Nu ca să ne încordăm mușchii, nu avem nevoie de asta, avem nevoie de comunicare. Asta a lipsit între șințești, încă între autoritățile statului și cetățeanul simplu. Nu există comunicare. Sunt două planete care gravitează una în lumea altă, dar nu se întâlnesc niciodată. Asta se întâmplă, știm să comunicăm. În momentul în care, de exemplu, pe garda mediu a rom.ro, lucrurile s-au schimbat și aveam în anul 2000 3000 de sesizări, acum am 3000 pe lună. Și trebuie să le și gestionesc. Deci, cumva, în momentul ăsta, cetățenii au început să se simtă reprezentați și să găsească parteneri în instituțiile statului, ca să nu ne-ar fi scris. Eu apreciez extraordinar de mult, îmi doresc să am 3000 de sesizări de la Craiova și să iau concediu doar scriptic pe hârtie și să petrec aici. Am și rude în zonă, deci sunt binevenit. Acum înțelegem de ce vreți. Te dar mai mult aici. Da. Și profit de fapt că eu cunosc zona destul de bine, cât de cât așa. Am și plantat în zonă, am și promovat internațional. Deci am toate aturile ca să pot crește ca al doilea pilon vis-a-vis de gestionarea deșeurilor și modalități de lucru cu comunitățile. Că de fapt aici e cheia succesului. Degeaba ne importăm noi ca autorități mușchi și spunem în fața camerelor că suntem buni. Dacă nu au legătură directă cu comunitatea, dacă oamenii nu spun punctual, aici sunt zonele fierbinte, aici sunt de pe viteră, aici vrem să fie altfel, nu construim nimic, absolut nimic. Dar care ar fi acele reguli pe care cei care ies acum la grătare ar trebui să le respecte din privința gărzii de mediu? E ușor să umpli carnete. Eu am fost și eu în zona asta de completat procese verbale de contravenție cândva. Nu e nicio satisfacție. Cel mai mare succes pe care l-am avut vreodată e când mi-am luat un tricou pe mine și am început să fac saci menajer la Znagov, în alte păduri din zona București, pe Vara Prahove. Atunci, succes, nu 100%, dar destul de important încât să-mi doresc să fac asta pe termen lung. Și satisfacție.
Asta vreau să întâmple și aici. Nu vreau să scuturăm cetățeanul, vreau să comunicăm cu cetățeanul. Dacă o comunitate romă, fără nici, fără infrastructură, fără școli, fără electricitate, fără canalizare, fără apă, a reacționat pozitiv în câteva zile sau câteva săptămâni, eu pun pariu că așa lucru se întâmplă și aici, în comunități cu mult mai bine dotate. Eu cred că vei fi parteneri de înțelegere la nivelul tuturor comunităților. Și îmi pariez cu banii pe chestia asta. Sunt foarte multe contravenții. Nu se plătesc ce se întâmplă cu acei oameni. Succesul contravențelor e limitat. E în funcție de context. Asta mă observam pe teren. Puteam să dăm contravenții, oamenii nu plăteau către primărie nicio contravenție. Sau nu plăteau, primările nu aveau cum să execute, pentru că nu aveau imobile, nu aveau venituri. Exact cum același lucru care se întâmplă și aici, se întâmplă și în București, se întâmplă și la Vaslui, e același pattern comportamental. De asta am mers preventiv, nu contravenția mă ajută. E foarte clar, nu mă ajută. Contravenția ajută doar, sau vrea să fie doar vârful piramidei pe care o construim împreună cu cetățeanul. Atunci când nu se mai poate face altceva nimic. Dar până atunci avem multe etape prin care putem trece ca să nu ajungem la contravenție. Contravenția pe primărie. În momentul când faci un proces verbal către primărie și pui să plătească, nu plătește primarul. Banii sunt de cetățenii. Atunci, cetățenii sunt foarte atenți când din banul lor se pleacă pe se plătesc amenzi sau se face curat. Foarte simplu. În multe situații sunt cetățenii cei care au mers la primărie și au zis domnul primar, ce facem? Plătim amenzi sau facem curat? Primarul avea să facă curat, că a fost că ne-a plăcut, că au fost niște costuri suplimentare în bugetul primăriei pe care nu le prevăzuseră și amenda mea de 100.000 de lei, un cost suplimentar pe care până acum primarii nu l-au prevăzut. Amenda gărzii de mediu. Dar acum l-au în calcul și investesc în zona asta. Așa că întrebări. Așteptăm întrebări. Legat tot de depozitul de la Mărcăni, ce autorități au supravegheat punerea în practică a măsurilor așa de administratului? Garda de mediu va face controle periodice, mult mai strânse ca termen, Garda de mediu București. Garda. Cel puțin complicată, Garda de mediu București. Va face controle cu termene mult mai strânse, mult mai atente. Măsurile și liberările de documente se fac de APM. Doamna. Știu toată autorizația, agenția și au țipat oameni și agenția, cu iețe din bilu. Da. Privind și omenește acum, din punct, nu numai tehnic, ci și omenește, ne-am trecut prin niște episoade total neplăcute la București, situația cu sectorul mult, dacă vă aduceți aminte, situațiile astea de luptă neconcurențială între diferite entități care au lovit pe piața deșeurilor. Încercăm să evităm momentul ăla foarte penibil în care trebuie să duci gunoiul din județ la județ, pentru că la sfârșit când facem bine, costurile mult mai mari sunt suportate tot de cetățenii. Și puteți spune că nu se poate din această roapă. Pot să rămână pe loc acele celule, da? Poate fi conservată zona. Nu putem duce deșeurile, nu putem duce deșeurile în alt județ. Nu, totuși, deci nu trebuie într-o zonă, nu în oraș. Există o strategie și un plan național. Există un plan național pe deșeuri aprobat, care a oferit locația, această locație. În momentul în care locația sau celula respectivă este sigilată, securizată, nu mai miroase. Ceea ce se întâmplă acum este că avem niște proturi de lucru deschise care nu sunt în plan orizontal și acoperite cu pământ așa cum prevede legislația, să ai proturi mici de până la 2500 de metri, parcă este limita admisă, ci ca suprafață totală sunt mult mai mari. E clar că de acolo e un disconfort de lor, factic pe hidrogen sulfurat pronunțat,
Am fost acolo, am stat poate o oră, nu știu cât am stat. Două. Neoplăcere. Eu am trecut pe gropile astea mari din România, că am avut ocazia să merg pe ele, chiar cu Comisia de Anchetă a Senatului, din anul trecut. Știu ce se întâmplă și am avut ocazia să văd și riscurile pe care le ai când nu-ți faci temele foarte bine de la început. Asta este una din probleme. Bucureștiul la fel, a făcut aceeași greșeală, a montat o adaptă autorizație pe o groapă, pe un depozit similar, exact pe direcția de intrare a aerului în București, cea din Rudele. Fix pe unde ți intră aerul din București, au pus ei în față un ventilator, așa, ceva în fața ventilatorului. Locuiesc acolo și mă afectează. Cel mai ușor este să sigilez, să lucrez conform legislației și atunci, și cumva pe partea de legislație. Nu există o perdeală de vegetație? Când ai un cont la înălțimea, la o dimensiune, partea de vegetație nu te ajută foarte mult. Nu te ajută foarte mult. Chiar dacă noi spunem că punem niște arbori, putem să-i punem la 30 de metri direct, la nivel de maturitate. Tot nu te ajută. Conul de dispersie trece peste acești arbori. Ceea ce poți să faci este să sigilezi suprafețele de lucru, să le ai tot timpul acoperite cu pământ, astfel încât dedicatul ăla să nu mai aibă contact cu aerul și gunoiul să nu mai aibă suprafețe deschise, cum se întâmplă acum. Dar avem o piramidă care e acoperită doar pe o parte. Oricine merge acolo poate să vadă, cum am văzut și eu toată lumea. Din sala asta poate să vadă că sunt niște fațete care nu sunt acoperite cu pământ sau superficial. Alea mirosul. De acolo, imediat ce începe căldura acum și mai mult, mirosul va deveni și mai pronunțat. E groaznic ce se întâmplă acolo, dar există soluții tehnice. Părinii nu le-au apucat. Și avem consecințe. Sunt multe zone în Dolj, unde nu este o densitate atât de mare a populației și unde se preconizează că pe viitor o să mai scadă populația și eu cred că toată lumea din sala asta a fost afară, cândva, sunt sigur că așa s-a întâmplat. Și acolo, peste tot unde se duce prin Europa, este o țară selectivă. Niciodată nu ajung volumele astea pe groapă, sub nicio formă. Ai fracția uscată care merge în economia circulară, cât poate ea să meargă, și fracția asta umedă, care produce fermentație și care miroase, ajunge pe groapă 20% din întreg volum. La noi ajunge tot pe groapă. Și atunci volumele astea sunt mari deodată, cresc, în loc să am 2000 de tone, să zicem, într-o săptămână, am 20.000 de tone. Asta e problema, că noi privim numai din perspectiva efectelor, dar nu vedem la cauză. Acela timp când noi, la nivelul de UAT, nu facem colectare selectivă, nici nu vom avea vreodată alte rezultate decât mirosul ăsta pestilențial, decât gropi de depozite de gunoi conforme așezate în margine de oraș. Asta va fi. Întotdeauna, nu suntem noi care am trecut în experiența asta. Nu poate ar fi trebuit transformată și operatorul de sanitate, dar ar fi acela, fiindcă observăm, dacă ne aflăm lângă... Nu tragem de mâne, că tragem de bani. Ba da. Îl tragem de bani. Dacă îi dai 10 lei muncitorului de pe mașină, îți pune mașina de bun menajer și sticlă și pet și... Da. Noi o să-i tragem de bani din conturi, prin amenzi, și cred că găsim o soluție. Aici foarte mult ne ajută și domnul prefect prin puterea pe care o are, ne ajută și autoritatea, ne ajută și primarii, pentru că și primarii cumva, în relația cu comunitatea, trebuie să explice că avem nevoie de colectare selectivă. Astăzi suntem o mică Uganda în Europa. Mare nevoie. Da, întrebări. De exemplu, cel din primarul din am întâlnit aici pe șapte ani niște vechi. Iar pe Dăbărâi mai este o problemă. Acolo plantarea pepenilor se face pe folie plastică. Cetățenii spun că acea folie rămâne în pământ. Deci, și ridică cultura, folia rămâne acolo, se acoperă cu pământ și vegetație.
I-am stat și anul trecut destul pe zona respectivă, știu că așa se face, merg singura. Și cumva avem în vedere și aspectul ăsta cu lăsarea foliei de plastică în sol. Da. Imaginea pe care am văzut anul trecut în toamnă era cutremurătoare pentru jurnaliștii străini cu care eram în teren. Dar, bucată cu bucată, împreună cu autoritățile locale, pas cu pas, dar pe fugă, nu pe încet, înainte, eu cred că reușim. Întrebări, dacă aveți, domnul președinte. Dacă mai sunt întrebări, ce mai aveți o conferință de presă?